aflarea, dacă, aflarea posibilității de a combate această boală. Iată că cei din Turcia au răspuns și au fost de acord să primească pacientul și lucru care practic ne-a adus în acest punct. De ce spun acest lucru? Costurile, în vederea analizelor, se ridică la 3.000 de euro, dar apar de aceste costuri, mai sunt și cheltuielile care trebuie să suportate pentru însoțitorul fetiței, și anume cazare, masă și transport. Și taxele pentru pașaport. Spectacolul care vrem să-l organizăm în acest sens este cu o distribuție extraordinară. Domnul Clement o să vă spună mai multe pe acest subiect și va avea loc de 20 februarie la ora 18. Ca și rugămintea mea personală, care o adresez prin intermediul dumneavoastră, este către cei, către toți oamenii de afaceri din acest municip, care știu că s-au implicat de-a lungul în asemenea proiecte și de această dată să răspundă afirmativ prin participare și prin contribuții care le pot aduce în vederea ajutorării acestui caz, pentru a da o viață normală acestei fete. Și în ultimul rând, aș vrea să mai fac o precizare care este foarte importantă. Nu aș dori ca acest eveniment să fie sub nicio formă politizat. Este un lucru uman care am simțit nevoia să-l facem pentru a ajuta acest copil. Cam atât am avut să vă spun. Mai departe o să rog pe ele să simtă copilăria aceea, să o vedem pe stradă mergând cu duzănelul la școală. M-am implicat în acest caz și vreau pe această care să mulțumesc și Consiliului Local, care a înțeles necesitatea ajutorării familiei și respectiva micuței Ruxandra, un ajutor financiar, și al doamnei Marioara Maria Gheorghe și a fiicei sale Elena Gheorghe, care, fără a avea pretenția să fie mediatizat ajutorul pe care l-au dat împreună Ruxandrei, i-au fost alături. Vreau să vă spun și retrăiesc momentele de aseară când a trebuit să merg până la domiciliu copilului pentru a aduce niște dovezi că, într-adevăr, copilul este foarte bolnav. Dacă cineva dintre dumneavoastră dorește, putem să vă punem la dispoziție o parte doar din documentele medicale. Și atunci am zis că 3.000 de euro pentru ei sunt foarte mulți, ținând cont că trăiesc din ajutorul de asistent social sau maternal, cum se cheamă, oferit de Consiliul Local, și din pensia bunicii, care în total înseamnă aproximativ 1.300 de euro, iar tatăl copilului este la ora actuală șomer, pentru că a fost disponibilizat acum un an și ceva din Ministerul Administrației.